Acest program conține plasare de produse. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Crăciun fericit! Sărbători cu liniște și pace! O masă îmbelșugată vă dorim, așa cum avem și noi în această seară, grație invitatului meu, Florin Vechiu. Despre masa de Crăciun vorbim, despre liniște sufletească, despre familie la masă, despre invitați, despre musafiri, despre sărbătorile pe care le petrecem poate altfel ca în anii precedenți. Sărbători mai restrânse, dar poate, știu eu, cu mai multă liniște, cu mai multă pace sufletească, cu dăruire, cu sinceritate. Haideți să stăm împreună la masă în această seară. Bună seara, Florin, și bine ai venit! Bună seara! Vă mulțumesc că m-ați invitat. Cu drag, suntem în familie, în familia Teleiem și ne place să avem musafiri, așa că, dragă Florin, noi îți mulțumim tare mult. Tu n-ai venit cu mâna goală, ai venit cu un platou de produse tradiționale, așa cum faci tu de obicei. Ce ne-ai adus bun? Spune-ne, te rog, pentru că sunt convinsă că se uită telespectatorii la noi și poftesc așa din bucatele noastre de pe masă. Avem aici un platou cu produse tradiționale afumate, cum le spune, produse tradiționale, Florin, pentru că este nevoie să aibă o semnătură. Și avem colaci pentru o zi festivă. Și Florine, cum a fost la tine, hai să zic, în ultimele 2-3 săptămâni? Cam care a fost fluxul de lucru așa? Pentru că eu știu că se muncește mult să ai în seara de ajunul Crăciunului o masă îmbelșugată. De obicei, gospodinele muncesc foarte mult, domnii au foarte multă treabă prin curte. La tine cum a fost? La noi treaba o împărțim în familie, pentru că noi, toate produsele noastre sunt făcute în curte, în casă și în curte, în afumătoare și în casă. Sunt produse naturale. Sunt produse naturale. Fără niciun fel de aditiv. Fără niciun fel de aditiv, coloranți și săruri sau alte. A fost zarvă mare anul ăsta? Da. Da, cu toate că e un pic schimbat anul, noi am avut. Cum a fost per ansamblu tot anul 2020? Plecând așa de din ianuarie, de după sărbătorile de iarnă, până acum, când iată ne apropiem de ianuarie 2021. După decembrie din 2019, gândind că anul ăsta va fi mai bogat, iată a venit această nenorocire și un picuț s-au cam schimbat lucrurile. Dar noi, să știți, și la oricine care încearcă să facă ceva, imediat te reinventezi și să știți că ieși la suprafață. Care a fost schimbarea la tine? Bă, știu eu, poate a trebuit să te adaptezi într-un alt mod de lucru. Ce ai schimbat? Muncind mai mult. Dublu, chiar, față de pentru aceiași bani? Pentru aceiași bani. Am înțeles. Pentru aceiași bani muncind dublu. Deci am încercat, am reinventat meniul zilei, după care, după cum se știe, noi producem legumele murate, restaurantele sunt închise, am aruncat foarte mult. Aveai o parte din produse care le duceai la restaurante? Da, și la restaurante, și în piață, și avem foarte mulți clienți din Iași care vin direct la noi. Și anul ăsta, așa că la tine în bătătură e tot timpul lume. Da, este bine, te simți bine când faci un lucru și atunci și acel produs e apreciat. Și eu văd pe pagina ta de produse tradiționale că lumea nu contenește să te laude. Te cunoaște foarte multă lume și îți laudă produsele și e și normal, pentru că acum, într-o perioadă în care nu avem foarte multe lucruri naturale, e cu atât mai mult de apreciat atunci când găsești o mâncare naturală. Iată, tot ce ne oferă supermarketul e plin de produse aditive. Este adevărat și aici chestia asta ia amploare tot din cauza noastră, pentru că urmăresc mereu Facebook-ul și atunci când cineva întreabă de unde să
cumpăr, produc, da. Să cumpăr un lucru. Atunci apar clienții falși și spune mergi în stânga, mergi în stânga, mergi în stânga. Atunci apar iar, niciodată căpușele nu o să desfară definitiv. Citeam zile trecute pe Facebook, întrebând o persoană de unde pot cumpăra un platou sau afumături, diferite persoane de la X, de la Y, iar unul, doi, trei a dat numele meu, ultimul a spus, mergeți la Florin Vechiu că el e tata lor. Da, iată, tu ești și de ceva timp pe baricade, pentru că doar eu te cunosc de vreo câțiva ani, așa că îmi imaginez că ai mai mult timp de când ar fi trebuit deja să te știe lumea. De cât timp faci tu produsele tradiționale? Ani. Am oprit munca la privat și am început acest job. Ai început cu siguranță pe tine sau așa? Nu, dar încet, timid, credeți-mă că am știut de la început și încă mai este cale lungă. Destrăbătut. Da. Dar am știut crezi că mai ai ceva de învățat în tot ceea ce înseamnă produse tradiționale? Da, da, da. Am cinstit, am și de la mine anul ăsta câțiva bucătari ai României m-au sunat, au întrebat, s-au apucat de unde, de la Constanța, de la Suceava, de la... După rețetele tale? Nu, fiecare după zona și rețetele, dar... Dar tu de unde ai rețetele astea? Din zona asta, din toate preparatele noastre sunt preparate făcute în Moldova. Ai fost, atunci când erai copil, ai stat pe lângă mama sau pe lângă bunica bunicii, să vezi ce face? Bunicii, socri, mai mult. Acum, hai să presupunem așa, că un domn sau o doamnă care se uită în acest moment la noi își dorește să facă ceea ce faci tu, pentru că știi cum suntem noi, mai ales doamnele de regulă. Pot și eu să fac. Spune-mi, te rog, ai publicat undeva rețetele tale? Ar putea cineva să se inspire? Sau dacă ți-ar cere cineva rețeta, i-ai da-o? Da, sigur. Nu e secretă? Nu. Nici măcar ingrediente secrete nu ai? Nu am nimic. La tine e totul public, la vedere. Da, eu cred că trebuie făcut cu drag și oricine a călcat pragul nostru, a intrat până la jumătate de metru de afumătoare și a văzut fiecare pas. Dar puțini ar putea să te imite. Da, este adevărat, fiecare are un secret micuț acolo. Și cel mult cred că în mare parte trebuie să-ți dorești. Trebuie să-ți placă să faci asta. Da, cred că trebuie să-ți placă să faci un lucru. Pentru că eu mărturisesc, mie nu-mi place în bucătărie, adică fac mâncare atunci când sunt nevoită să fac, dar asta nu înseamnă că o fac cu drag. Sunt oameni care fac cu foarte mult drag și atunci poate și gustul mâncării e altfel, așa e? Da, dar nimeni nu ar putea avea succesul tău aici. Da, e adevărat, fiecare e cu meseria lui. Poate fiecare are o înclinație spre un anumit domeniu, cu siguranță. Hai să zic așa. Și în ceea ce facem noi, așa o dragoste când vezi persoana că... Noi, de exemplu, cine de multe ori chemăm clientul să vină la noi. Să și vadă. Atunci să deguste. Pentru că este normal că vrem să facem bani. Așa-i. Dar problema este că să-i faci curați. Dacă banii ai făcuți curați și acea persoană degustă și ceafă, și moș montană, și cotlet, și tobă, și diferite sosuri, dulceață de ceapă, sau tot felul de... Și atunci se regăsește. Dacă pot, vă arăt mesaje care spune că așa au mâncat ei în copilărie. Deci e o mare satisfacție. Eu știu ce spui, pentru că nu odată am gustat din produsele tale și mi-am amintit anii de copilărie. Da, asta e adevărul. Când mănânci de foame, mănânci de foame, dar când simți că acea bucățică îți aduce aminte de bunici, de casa bunicilor sau poate de casa părintească. Sau așa, o fericire sufletească, o stare de bine. Eu știi ce mă gândesc? Dacă oamenii care sunt plecați în străinătate ar putea să aibă produsele tale, pentru că ei sunt cei care duc cel mai mult dorul produselor noastre de acasă. Deci noi trimitem cât se poate anul ăsta, am încercat, foarte multă lume poate ar fi dorit, dar
vedeți că noi lucrăm în familie. Și atunci nu te poți împărți în 10 părți sau... Trebuie să faci un lucru bun, trebuie să mergi pe o... Dar ar rezista produsele dacă le-ai trimite, spre exemplu, în Italia sau în Anglia? Ele rezistă. Da. Aceste produse le făceam acum 10-15 ani, mai bine. Adică tăiam un porc în decembrie și consumam 80% până în februarie, mart. Și ținut în magazie. Nu, eu mă refeream dacă rezistă la transport, dacă nu se alterează pe transport. Nu. Noi le evităm. Anul acesta ai tăiat porc? Nu am tăiat porc anul acesta. E primul an în care nu ai tăiat porc? Nu. Au fost și... De unde ți iei materia primă? Că înțeleg așa, că n-ai tăiat porc, e din bătătura ta, să zic. Nu, cumpărăm... Afumăm persoanelor care vin la noi cu carne proprie. Așa. Pește, pui, curcan. De care lucrăm pentru acea persoană. Da. La fel ca și pâine, la fel ca și sosul. Și atunci restul... Spune-mi, te rog, pentru că la un moment dat se termină emisiunea noastră. Tu când pleci acasă, ce te așteaptă pe masa de ajunul Crăciunului? Te așteaptă soția la masă, dar ce te așteaptă pe masă? Sunt un om normal. Începem aproape zi de zi. Nu este zi să nu... La voi e Crăciunul fiecare zi. Aproape, da. Nu este zi să lipsească. Sunt sănătoasă, credeți-mă. Sunt ok, fără adauze sare, neinjectate. Sunt ok. Sunt absolut convinsă că sunt ok. Vroiam doar să-mi spui care e, din punctul tău de vedere, ce ar trebui să conțină o masă de Crăciun. Cu ce ne delectăm așa? Suntem oameni normali, cred că avem masa la fel ca și vecinul din stânga și vecinul din dreapta. Numai fiecare umple masa cu produsele și preparatele. Pentru că eu la tine n-am văzut doar produse afumate, la tine am văzut și produse gătite. De asta am spus că anul ăsta, fiind vorba de pandemie, am încercat să muncim mai mult și am încercat să facem meniul ăsta al zilei, tot un meniu tradițional. Multă lume îl vrea, sigur că da. Lucrăm tot așa într-o proporție de câteva meniuri, nu facem industrial. Cam câte meniuri pe zi ai avut comandă? Jur la 30 de meniuri. Înțeles. Nu facem mai multe. Având în vedere că lucrați în familie, nici nu poți să faci mai multe. Păi asta este și cheia succesului, adică puțin să faci ceva, să faci puțin, dar bun. Restul să fac mai mult, sute, mii. Nu, eu nu-mi doresc așa ceva, să ajung să fac... Nu te-ai gândit vreodată să te extinzi, să îți angajezi oameni, să ai o afacere? Nu. Am încercat o persoană să-mi dea o mână de ajutor la fumătură și nu am găsit până acum cineva. Și-a dat greș. Nu am găsit pe cineva să-și dorească să învețe. Și după care să plece, nu am găsit. Un ucenic. Am soția și una din fete care e aici la Iași. Soția e ucenicul tău, e mâna ta dreaptă. 6 ore pe zi, după care merge la job ei. Am înțeles. Ai oarecum parte și de ajutor. Singur, așa. Cine gătește la tine în casă? Mai mult eu. După amiază, dar... Doamna Vechiu, sunteți o doamnă fericită. Vă considerați o doamnă fericită? Da, nu fac dulce, în schimb. Singurul dulce îl fac doar plăcinte. Restul... E suficient. Nu mi-a plăcut niciodată să fac tortulețe. Pentru asta l-avem pe șef Cătălin Saveliu. Fiecare cu treaba lui, cum spuneai tu ceva mai devreme. Fiecare e cu bucățica lui. E mai bine așa. Puțin, dar bun. Da, eu așa spun și va fi. Deci, când cineva se adresează la tine pentru un anumit lucru, atunci e sigur că... Care au fost cele mai dese comenzi acum pentru Crăciun? Ce și-au dorit ieșenii? Ce au cerut cel mai mult? Ce crezi tu că e poate în top? Acum chișca. Chișca. Nu. Și este o chestie că iar este făcută la mână totul. E foarte migălos. Nu poți să faci mai mult de 5-6 kg odată. Adică în decurs de câteva ore.
Nu e mașină de industrială? O fi, care nu știu. Dar noi facem totul tradițional și facem exact cum am văzut. Și mai întrebăm... Mai, cârnați, caltaboș, labor, astea cum au vrut? Și o să vină timpul să... Ba da, m-ați întrebat ce în este top, mai mult. Așa mă topul, chestiile astea făcute, că aveți acolo chișcă, avem aici caltaboș, de toate. Avem chișcă, da. Caltaboș, cârnați, da, labor, cârnați de mistreț, mușchi... Avem, tobă, avem un cârnaț picant, să fie așa o... Și o ceapă roșie, așa, ca să ceapă meargă. Roșie. Vă dați seama că ar fi trebuit să umplim toată masa asta. Am să le spun telespectatorilor că avem așa niște colegi în spatele camerelor care stau și abia așteaptă să terminăm emisia. Au și ei parte de niște simțuri olfactive foarte puternice. Așa e la noi în platou de sărbători. Da. Ce crezi tu că, cu ce crezi tu că va veni anul 2021? Cum crezi că va fi? Eu, în primul rând, îmi doresc pentru mine și pentru toți românii sănătate. Și atunci... Le putem face. Încet, încet le depășim. Da, o forță, așa. Să faci ceva, să fii fericit. Și atunci depășești. Dacă ai putere de muncă, dacă ești sănătos, nimic nu te doboară. Așa e? Da. Da, e logic. Odată ce faci un lucru, azi noapte ne-am culcat la 3 noapte. Deci ca să punem totul la punct pentru o zi așa. S-a întâmplat vreodată să nu faci față comenzilor? Da. Și cum ai scos cămașa? Am dat porțile noastre. Ai rămas fără mâncare în casă? Da. Da, pentru că... Mai sunt, bănuiesc, situații care nu țin de tine, de vreme, de curent, de... Nu? E foarte greu de lucrat cu omul. Nu apare clemența aia să... El vrea. Și atunci el vrea... Repede, bun și ieftin. Nu ieftin, pentru că la noi nu sunt ieftini preparatele. Deci problema este că foarte mulți singurul, oameni... Mă scuz că te întrerup. Cred că ești singurul om care... comercializează un produs și spune la noi nu ieftin produsul. Dar nu ai cum să-l faci ieftin. Nu ai cum. Ce înseamnă ieftin? Înseamnă mai de proastă calitate? De proastă calitate. Deci tocmai calitate. De aceea la voi nu e ieftin. Am înțeles care era explicația. Nu, pentru că eu pot face cu toată lumea. Tu poți face și cu 50% mai ieftin dacă nu faci de calitate. Cred că nu m-aș pricepi. Nu mă pricep să-l fac mai ieftin. Am înțeles. Ar însemna să nu mai bag sarea sau un condiment. Păi nu, sarea sau... e scumpă, ar însemna să bagi mai puțină carne și mai mulți aditivi. Am dat un exemplu. Da, dar nu eu nu merg acolo. Nici eu, nici nu vreau să învăț. Nu, noi facem normal. Luăm bucata de carne și o preparăm până ajunge. Ce spun clienții în general? Cu ce impresii rămân după ce fac prima comandă? De câte ori mai revin la tine? De 3 ori în 2 zile. Credeți-mă. Cred. De 3 ori în 2 zile. Sunt oameni care vin cu frică și atunci comandă cât e puțin. Și în 2 ori se întoarce înapoi. Ieri sau săptămâna asta s-a întors o persoană în 2 zile, 3 ori. Și în seara asta m-a sunat un alt domn și un domn cunoscut al Iașului nostru, că nu poate să vină înapoi. Eu zic așa, dacă cineva din clienții tăi de care spui că sunt niște domn sau doamne cunoscute în Iași, te-ar chema acasă să le faci de mâncare, te-ai duce? Nu mai avem timp. M-aș duce. Îmi place bucătăria. Îmi place lucrul să... Te-ai descurcat într-o bucătărie străină? Da. Da, dacă... Dacă e util, avea, la corespunzător. Da, aș avea ce am nevoie, ok. Dar noi nu mai avem timp să facem nimic. Așa, cu gândul... ne face probleme tuturor. E foarte puțin și... Este adevărat. Resimțim lipsa timpului cu toții. Ne apropiem și noi de pauza publicitară și vreau să le transmiți un gând telespectatorilor, acelora care te privesc, te cunosc sau poate acum au aflat de tine. Să le spui un gând pentru anul următor. Doresc tuturor sănătate și dacă nu am mulțumit toate gusturile, îmi cer scuze. Nu se poate să le mulțumim pe toate. Eu îți mulțumesc tare mult că, iată, ne-ai făcut să ne simțim în ajunul Crăciunului exact ca în familie.
Luăm o scurtă pauză, dragi telespectatori, și revenim.